Bună ziua, stimați prieteni! Vă invităm la cea de-a 102-a ediție de analize economice, un proiect comun Elis Vitoș și privesc eu. Despre summit-ul care are loc la Chișinău vom vorbi într-o altă ediție, deja liniștit, ca unde vom face o recapitulare. Acum am considerat că este prea devreme să venim cu concluziile mari. Analiza noastră nu este, vom face ceva mai specific, iar acum vom merge cu una din edițiile noastre ordinare și anume doresc să discutăm despre plățile cu cardul ale cetățenilor Republicii Moldova. Deci, cardurile bancare au intrat destul de activ în viața noastră. În primul trimestru în 2023, volumul total de plăți cu card al cetățenilor noastre este de 53 de miliarde de lei. Deci o sumă care e cu 50% mai mare decât anul trecut și de două ori mai mare decât 2 ani în urmă. De fapt, după pandemie, la noi plățile cu cardul și comerțul online în Republica Moldova a cunoscut cea mai rapidă creștere. În prezent, doar plățile cu cardul sunt de 53 de miliarde de lei. De fapt, când vorbim despre plățile cu cardul și comerțul online și plățile online, parcă sunt așa cei, dar sunt diferite, cei care se interesează, cei care lucrează în domeniu, iar în prezent această piață pur și simplu se dezvoltă fulminant, trebuie să vin cu anumite specificări ca noi să ne fie clar. Atunci când vorbim despre plățile cu cardul ale moldovenilor, vorbim despre trei tipuri de plăți. Prima, cetățenii din Republica Moldova care fac achitări cu cardul aflându-se aici acasă. Doi, sunt cetățenii din Republica Moldova care fac achitări cu cardul peste hotare. Și trei, sunt toți cetățenii Republicii Moldova care fac achitări cu cardul și Banca Națională vede ca străini care fac achitări cu cardul în Republica Moldova. Deci noi avem în prezent cam 2,7 miliarde de lei, estimăm astăzi, sunt carduri străine care sunt utilizate în Moldova și formal sunt străinii care achită Moldova, dar în baza unui sondaj realizat de Elis Vitoru. Și acum ar fi cazul să mai facem un sondaj, așa că dacă cineva este interesat, doar să ne anunțați, noi vom depune efortul ca să facem cât mai repede posibil. Avem și astfel de plăți. Deci asta este cu carduri. Comerțul online. Comerțul online iarăși poate fi împărțit în câteva categorii. Prima, ceea ce procurăm noi de piste hotare, stând acasă, deci dăm comandă și asta până când e cea mai mare parte. Doi, ceea ce comandăm noi din țară. Și trei, ceea ce comandăm noi din țară, dar achetăm fie cu cardul când vine curierul, fie cu numerar. De unde știm care este ponderea aceasta? Iarăși am făcut un sondaj și în baza acestui sondaj noi aproximativ știm cam cât moldovenii preferă să achite online, cât preferă să achite în numerar. Și știind toate acestea, noi vorbim astăzi despre o piață a comerțului online din Republica Moldova, vorbim despre achitările cu cardul ale moldovenilor și alți indicatori care cred că este interesant. Cert este că astăzi noi am trecut de 50 de miliarde de lei, am ajuns la 53 de miliarde de lei în valoare anuală, plățile cu cardul ale moldovenilor, ceea ce era imposibil de imaginat acum câțiva ani în urmă. Ca să fie clar, în total, aici v-am arătat, rulajul total a pieței cardurilor bancare în Republica Moldova în trimestrul întâi a ajuns la 150,3 miliarde de lei. Deci fiecare a treilea leu cheltuit deja este cu cardul bancar și încă mai avem tradiția aceasta de a scoate numerar, dar el scade. Apropo, în prezent, piața cardurilor bancare crește aproape exclusiv prin plățile cu cardul. Practic, retragerea de numerar s-a stopat creșterea. Nu m-aș mira dacă în acest an chiar vom avea o scădere prima dată de 97, când au apărut cardurile bancare, prima dată vom avea o scădere a volumului de bani retrași decât cetățenii noștri. Asta înseamnă că cetățenii noștri migrează activ de la retragerea de numerar și achitarea cu numerar la achitarea cu cardul. Deci eu încă nu avem așa ceva, dar practic retragerea din numerar nu mai crește, s-o crește foarte slab și toată piața crește în baza achitărilor cu cardul. Care sunt cele trei piețe de bază când vorbim noi, cetățenii noștri, achit cu cardul 53 de miliarde de lei? 37,8 miliarde de lei în valoare anuală sunt plățile cu cardul efectuate în Republica Moldova. 12,5 miliarde de lei sunt plățile cu cardul efectuate în străinătate și 2,7 miliarde de lei sunt plățile cu cardul pe care
sunt carduri străine, dar sunt efectuate de cetățeni Republicii Moldova. Din acest motiv, datele mele țin de fiere de cele ale băncii naționale, că mai avem 2,7 miliarde de lei care sunt oficial date de Banca Națională ca plăți ale străinilor, dar în realitate sunt plăți ale moldovenilor. Deci, în total, conform Băncii Naționale, avem 50 de miliarde lei, conform datelor mele, adăugând aceste 2,7, avem 53 de miliarde lei. Dacă observați, până în 2016, practic, plățile cu cardul efectuate în Moldova erau mai mici decât plățile cu cardul efectuate în străinătate. După aceasta, situația s-a îmbunătățit. Practic, noi până în 2016, dacă și facem anumite plăți cu cardul, îl făceam în străinătate. Mergând acolo, ne-am învățat să achităm cu cardul și după aceasta Moldova. În prezent, 76 sau 3 din 4 lei pe care cetățeanul nostru cheltuie cu cardul, cheltuie aici în Moldova și 25% cheltuie peste hotare. Încă o dată vreau să repet că această tendință de creștere a plăților în Moldova datorează faptului că noi deja am învățat lecția aceasta. Ce drept să spunem că Moldova până ce domină achitările în cash, chiar când își facem comandă online, și doi, în Moldova cel mai mare plăți care se fac în prezent se fac pentru achitarea facturilor și impozitelor. Deci cetățenii noștri, acum ceea ce au învățat cel mai rapid, și acestea sunt oameni care nu sunt foarte săraci, au învățat să-și fac toate achitările cu facturile. Cât de repede crește piața? Deci piața comerțului online, cât de mare este această piață și cât de repede crește? Care e deosebirea dintre plățile cu cardul și comerțul online? Diferența este că plățile cu cardul nu înseamnă nemijlocit comerț online, că atunci când mi-achit impozitul ăsta sau când mi-achit facturile astea, nu este comerț online. Doi, comerțul online este efectuat nu doar cu cardul, dar se face și numerar. Deci noi avem 53 de miliarde de lei plățele cu cardul, dar acum la comerț online. Comerț online în Republica Moldova iarăși crește foarte vertiginos, s-o dată până în 2020 el tot creștea, dar a ajuns la 17 miliarde de lei estimările noastre, iar în prezent aici cel mai mult bazăm pe estimări și acum să vedeți în ce cauză. În prezent noi estimăm piața comerțului online în Republica Moldova la aproape 40 de miliarde de lei. Uitați-vă atent, în trimestrul întâi am avut 10,8 miliarde de lei față de 6,8 anul trecut și față 5,6 2 ani în urmă. Deci avem o creștere de peste 2 ori și într-adevăr dacă 2 ani în urmă volumul total de comerț online era la 18,5 miliarde în primul trimestru, acum am ajuns la aproape 40 de miliarde. Deci comerț online din Republica Moldova, dacă cineva vrea să faceți investiții, vă asigur că cea mai dinamică, cea mai rapidă piață care crește în prezent este cea a comerțului online. Cum ea este împărțită? Cea mai mare parte, sau 17 miliarde de lei, din tot comerțul online a Republicii Moldova, noi n-au putem observa și în datele oficiale ale Băncii Naționale. Nu le putem vedea din simplu motiv că oamenii fac achitările în numerar sau chiar fac cu cardul, dar asta nu poate fi depistat, nu poate fi catalogat de către Banca Națională ca comerț online. Al fac aceste achitări atunci când vine curierul acasă. Deci dacă observăm atent, cetățenii noștri au... avem piața comerțului online, este împărțită în patru categorii de bază. Prima este plățile efectuate de către moldoveni, aici în Moldova 11,4 miliarde lei, unde include toate tipuri de plăți. 2. Plățile efectuate de către moldoveni peste hotare, 7,9 miliarde lei. 3. Părțile efectuate de către străini aici în Moldova, 2,7, dar o parte din ei sunt tot ai noștri, dar sunt cu cardul străini, și 17 miliarde de lei sunt plățile efectuate la momentul când a venit curierul acasă. Deci cea mai mare parte a comerțului online rămâne cumva în zona aceasta neobservată, deoarece de cele mai multe ori este foarte greu să contabilizez această sumă, dar noi estimăm la 40 de miliarde de lei toată piața online. Cât e de mare piața online cu achitările online? În prezent, piața online cu achitările online în Republica Moldova, fără a exclude străinii, este de 14 miliarde de lei, dintre care 11,4 miliarde de lei este achitările moldovenilor și 2,7 miliarde de lei achitările străinilor. Dar comerțul online presupune toate formele. Bunuri. Câte bunuri procură cetățenii noștri online?
Când vorbim de bunuri, noi am realizat, apropo, un sondaj și ce procură anume moldovenii. Cosmetic, haine, produse alimentare, deci volumul total de bunuri procurate de cetățenii noștri în țară, în acest an, îl estimăm la 22,7 miliarde lei. Dintre care 16,9 miliarde lei din toate bunurile procurate au fost cu achitarea în numerar sau chiar și cu cardul bancar de acasă prin terminal și doar 5,8 miliarde lei au fost cu achitarea online. Deci, practic, cea mai mare piață de procurări de bunuri, noi avem o piață de comerț online cu bunuri destul de mare, 23 de miliarde lei, în opinia mea este o piață semnificativă, dacă ținem cont că volumul total al procurărilor moldovenilor este la vreo 180 de miliarde lei, observăm că în prezent mai mult de 10% din toate procurările se face online. Însă cea mai mare parte a acestor procurări online este în afara vizibilității noastre și noi le putem estima doar în baza sondajelor și observăm că cetățenii noștri cel mai mare parte de bunuri pe care le procură online totuși le face achitarea în numerar. Plățile online. Totuși, atunci când cetățenii noștri se așează la calculator sau la telefon, că acum la telefon, ei totuși efectuează anumite plăți online. Ce procură cetățenii noștri online? În total, volumul total de plăți pe care le-au făcut cetățenii noștri online timp de o an de zile, astăzi am ajuns la 19,3 miliarde lei. După mine este o cifră mare. Dacă ne uităm atent, bunuri și servicii procurate din țară e 3 miliarde de lei, deci foarte puțin se cumpără. 2. Banking-ul din țară, atunci când se achită facturile, impozitele, ce ar de achitat, 8,32 miliarde lei și bunuri procurate de peste hotare, 7,39 miliarde lei. Dacă observați bunurile procurate de peste hotare față de bunurile din țară care sunt achitate online, sunt practic de 3 ori mai mari. Aici, încă o dată, repet, cel mai multe bunuri pe care moldovenii noștri le procură în țară, ele sunt procurate nu prin plată online, dar la livrare atunci când vine curierul. Totuși aici, dacă ne uităm atent până în anul 2020, cele mai multe bunuri erau procurate de piste hotare. În prezent de piste hotare se procură undeva de 8 miliarde lei. Aici, de fapt, ce este interesul statului atunci când a dorit să impoziteze serviciile care sunt procurate pe hotare. Știți foarte bine că în prezent, dacă dumneavoastră aveți o aplicație prin care cumpărați filme sau muzică, veți vedea așa că în fiecare lună compania care vă vinde muzică sau filme vă anunță cu multă amabilitate că pachetul dumneavoastră care costă o anumită sumă de bani include și 20% TVA pe care ei le plătesc Guvernul Republicii Moldova. Deci, Gina, este 7,9 miliarde de lei guvernul nostru anumit, dacă tot ar fi impozitat, guvernul nostru ar obține neva 1 miliard și jumătate de lei. Este până ce impozitat serviciile, atunci în minte când s-a introdus acest TVA, unii spuneau că nu va fi posibil de gestionat, ce va fi, dar văd că nu s-a întâmplat nimic, cu succes se gestionează și guvernul nostru cu succes își poate strânge banii. Cât privește bunurile, atunci când dumneavoastră le primiți pe hotar, dacă sunt până la 200 de euro fără transport, nu sunt impozitate, mai mult de 200 de euro sunt impozitate. Cetățenii noștri sau au metode neformale de a aduce bunurile în țară sau le procură până la 200 de euro, din acest motiv la capitolul bunuri nu se prea face achiziții. Cert este că până ce bunurile și serviciile oficial procurate de pe hotare prin plata online este cu mult mai mare decât în interiorul țării. Și aici aș vrea totuși pe final să mai aduc și câteva recomandări. Chiar săptămâna aceasta am participat la un show televizat unde am fost rugat să vorbesc despre riscurile de a pierde bani pe cardul și răspunsul meu este în felul următor. Riscurile de a pierde bani de pe card este cu mult mai mult decât alte riscuri care le avem noi de a pierde proprietăți. În general, omenirea de momentul când prima dată s-a dus la vânătoare și a vânat ceva, cea mai mare problemă a fost nu să vâneze ceva, dar să nu-i fure cineva vânatul. Și de fapt, de a-ți pierde bani din portofel este cu mult mai riscant decât a pierde bani din card. Numai cu cardurile noi nu realizăm că este același bun și noi de multe ori ne comportăm cu dânsul, ne portăm cu dânsul destul de ușor, de relaxat și asta cum ar fi să lași portofelul pe bancă în parc, spui că mă întorc peste 4 ore să-l iau. Deci nu face nimeni așa. Cardurile bancare exact așa trebuie protejate. Și aici vreau să dau 4 sfaturi simple care trebuie respectat. Primul, abonați-vă, banca vă oferă acest serviciu pe gratis, primiți SMS atunci când faceți o achitare online. Lucrul acesta vă permite întotdeauna să știți ce se întâmplă cu banii voștri. 2.
Instalați-vă o aplicație și aveți grijă ca să urmăriți ce opțiunea dar pe săptămână toate tranzacțiile. Apropo, veți vedea surpriza că banii la dumneavoastră dispar cu bună cunoștință dumneavoastră și, de fapt, cel mai mare lucru care se întâmplă, oamenii cheltuie banii de multe ori, zicem așa, cu responsabilitate nu prea asumată și de ce uitați-vă atent și veți vedea ce se întâmplă cu banii. 3. Nu dați cartul dumneavoastră cuiva. Aici vreau să spun că înainte agenții noștri economici, în special în restaurante, mai permiteau chelnerilor să ia card de mână, acum categoric de interzis, și nu dați cardul de mână. Ei vin cu post terminalul, dumneavoastră achitați din cauza ca să nu vă poată lua datele personale care după aceasta se poate fi făcut tranzacții. Și 4. În măsură posibilității pe internet faceți tranzacții doar pe paginile cunoscute, iar atunci când mergeți într-o zonă de risc, cel mai bine să aveți un card suplimentar unde nu aveți o sumă de bani. Dar primele 3 reguli, dacă le respectați, vă permite ca să nu aveți niciun risc. Cert este că în prezent noi am ajuns la peste 50 de miliarde de lei achitări cu cardul, piața comerțului online în Republica Moldova este de peste 40 de miliarde de lei, el până când este dominat de achitările în numerar atunci când vine curierul acasă, dar încet, încet noi civilizăm și poate într-un viitor apropiat, de viitor, vom mai realiza încă o dată un sondaj în baza căruia să îmbunătățim calitatea estimărilor noastre legate de cât de mare este piața online, care, încă o dată, repet, cunoaște cea mai rapidă creștere și se dublează odată la 2 ani de zile. În prezent, practic, noi din 3 lei pe care primim pe cardul bancar, unul îl cheltuim cu cardul și doi preferăm să scoatem în numerar, însă tendința este una foarte clară. Cardul a intrat în viața noastră, este comod și, în prezent, cetățenii noștri deja o treime din toate cheltuielile care le fac, ei le fac cu utilizarea cardului bancar. Asta am vrut să vă spun pe astăzi, până data viitoare, când vom avea alte subiecte de importanță națională.